Salut! Astăzi o să vă prezint o pereche de căști de la Afortec RH200, o pereche de căști wireless cu sunet HD. Așa arată ambalajul. Pe partea dreapta cutiei avem specificat căștile vin cu microfon incorporat, au o rază de până la 10 metri, antenă duală, sunet HD, iar în cutie găsim și un nano receiver. Pe spate găsim culorile în care sunt disponibile căștile. Eu am o pereche pe negru. Mai avem specificat că cu un nano receiver puteți conecta până la 4 perechi de căști. Vin cu o baterie litiu-ion, autonomie de până la 8 ore, autosleep, un microfon incorporat pentru anularea zgomotului de fond. Și cam atât momentan. Haideți să desfacem cutia. Căștile se pliază pentru a fi transportate mai ușor. În cutie avem căștile, nano receiver-ul, un cablu pentru încărcat care are o mufă USB și încă o mufă proprietară și cu un prelungitor pentru nano receiver, bănuiesc. Haideți să revenim asupra căștilor. Ventița căștilor este din plastic, nu are inserții de aluminiu, dar totuși pare rezistent. Pe cupa din dreapta găsim un LED de notificare, butonul pentru volum și pentru oprit, respectiv pornit căștile. În partea de jos avem un microfon, pe cupa din dreapta, cupa din stânga, jack-ul pentru încărcarea căștilor. Iar aici avem un buton în care putem pune nano receiver-ul atunci când transportăm căștile să nu-l pierdem. Eu am testat căștile, se aud destul de bine, deși cupele sunt micuțe. Se aud foarte bine, nu am un bas puternic, însă la prețul care le găsiți sunt destul de bune. Reîncărcarea bateriei se face în aproximativ 2 ore și au autonomie de până la 8 ore. Controlul volumului îl aveți direct pe căști, sunt pliabile, au autosleep. Microfonul este foarte bun, elimină zgomotul de fond. Nu am reușit să le testez, să văd dacă autonomia este chiar de 8 ore, însă 4 ore au ținut fără probleme. Le găsiți la un preț de între 90 și 130 de lei. Cred că merită, deși nu par de calitate. Sunt foarte bune. Cam atât despre căști. Sper că m-ați urmărit cu plăcere. O zi bună vă doresc!